Dragi locuitori ai comunei Părgărești, ne pregătim să întâmpinăm marea sărbătoare a nașterii Domnului și noul an 2017. Este momentul din an când trebuie să fim mai buni, mai toleranți și să ne punem în balanță atât realizările cât și planurile de viitor. Este o perioadă din an tocmai potrivită pentru a uita de rele și pentru a urma pilda sfântă în care bătrânii înțelepți ne învață: dar din dar se face rai. La fel de bine, nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos ne amintește nouă, muritorilor de rând, că suntem oameni și am venit pe pământ să învățăm să facem fapte bune. Crăciunul poate să ne aducă tuturor schimbări numai în bine, pentru că marea sărbătoare ne amintește că oriunde am fi, ne leagă sacrul legământ al credinței. Dacă 2016 a fost un an schimbărilor, 2017 cu siguranță va fi mult mai bun. Iar eu voi face tot ceea ce îmi stă în putere să duc această misiune la bun sfârșit, în ajutorul dumneavoastră, al locuitorilor acestei comune binecuvântate de Dumnezeu. 2017 va fi un an în care vom consolida ceea ce am început. În egală măsură, va fi și un an plin de începuturi trainice pentru viitor, un viitor pe care să-l clădim împreună și tot împreună să ne bucurăm de el. Vă transmit tuturor un Crăciun fericit, sărbători pline de optimism, încredere, sănătate și un an nou plin de bucurii. La mulți ani vă doresc, dragi cetățeni ai comunei Părgărești, pentru cei de acasă și pentru cei plecați în străinătate.